Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit la prima întâlnire de astăzi cu editura Humanitas Fiction, cu Raftul Denisei, cu un mare scriitor american, George Saunders, care a luat anul trecut, de fapt în ianuarie anul acesta pentru anul trecut, faimosul Man Booker Prize, premiu care se dă în Marea Britanie. Scriitorii britanici au început să protesteze pentru că acest premiu a fost mai întâi numai pentru scriitori britanici și din costul Commonwealth, după care s-a extins de acum 5 ani pentru toți cei care scriu în limba engleză. Și britanicii sunt supărați, cum domnule, a doua oară când un american ne smulge Man Booker Prize, care era numai pentru britanici. O să vedeți astăzi de ce acest roman, primul roman al unui foarte talentat scriitor de proză scurtă care era înainte, George Saunders, a luat Man Booker Prize. Invitații mei de astăzi sunt celebrul scriitor Radu Paraschivescu, în topul vânzărilor noastre este pe primul loc și sper să ne susțineți să rămână, două mături stau de vorbă, este volumul care se va lansa imediat după această lansare, chiar în acest stand. Alături de mine, în partea dreaptă, se află domnul Sever Boinescu, care este redactor șef la Dilema Veche, binecunoscut în familia mea, are numai fani pentru emisiunea domniei sale Europa Cristiana de la Trinitas, pe care vă recomand cu multă căldură. În același timp, este un fin om de teatru și comentator. Citiți Dilema Veche. George Saunders. George Saunders s-a născut în 1958 la Amarillo, Texas. Și familia l-a îndrumat către inginerie, inginer de mine l-au făcut. Și s-a dus în Sumatra, a lucrat acolo, după care nu i-a plăcut. Și s-a întors în Statele Unite și a avut diferite slujbe. A fost și portar, a fost reparator de acoperișuri, a lucrat într-un abator, până când și-a dat seama că poate să scrie și a scris o mulțime de povestiri. Imediat, marile reviste americane le-au publicat și a fost foarte lăudat. Atunci a făcut un masterat de scris creativ, de creative writing, la o celebră universitate pentru așa ceva, Syracuse University. După aceasta s-a dedicat exclusiv scrisului, apoi, în paralel, este profesor de literatură comparată și de scriere creativă la această universitate, Syracuse University, și în același timp a devenit un mare scriitor. Printre volumele sale de povestiri, două au primit numeroase premii, atât în America cât și în lume, și anume 10 decembrie, care a fost tradus în limba română anul trecut, și volumul de povestiri Pastoralia, în curs de traducere în colecția Raftul Denisei. A surprins întreaga lume anul trecut, când și-a publicat primul roman, Lincoln între vieți. În titlul original, în limba engleză, este Lincoln in the Bardo. Găselnița în limba română pentru traducerea titlului Lincoln între vieți îi aparține acestui mare traducător care a tradus peste 100 de cărți de ficțiune până acum, Radu Paraschivescu, și care, bineînțeles, semnează și această traducere. O să-mi permiteți, aș avea multe să vă spun, poate să intervin pe parcurs, dar aș vrea să-i las să se desfășoare pe acești mari vorbitori care sunt invitații mei de astăzi. Pentru început, Sever Voinescu. Mulțumesc! Eu să vorbesc de aici pentru că vreau să urmăresc atent ce mi-am notat, că sunt foarte multe lucruri de spus despre acest roman. George Saunders este un scriitor american în plină vogă, în mare ascensiune.
El este un scriitor a cărui biografie are, mărturisește, o gestație literară lentă. El debutează cu acest roman acum, anul trecut, adică când s-a apropiat deja de 60 de ani. Devenise faimos pentru proza scurtă, care era într-adevăr premiată, gustată, apreciată, deja tradusă și în românește. Iar acest roman este o premieră pentru el. Acest scriitor vine de fapt de niciunde. El nu are un background academic literar. S-a ocupat de ingineria de mine, a avut o biografie foarte aventuroasă, a lucrat prin diverse colțuri exotice ale lumii, apoi s-a întors în America, dornic să facă literatură. Apropo, dragostea de literatură l-a cuprins în timp ce lucra la mină. Unul din locurile lui de muncă era undeva în Sumatra, într-o junglă, de unde făcea cu elicopterul 40 de minute până la cea mai apropiată așezare. Și el lucra acolo două săptămâni la mină, după care avea două săptămâni liber în orașul unde ajungea cu elicopterul. Și atunci, la fiecare asemenea navetă, se întorcea în corturile de lângă mine unde locuia și unde lucra, cu valize de cărți. Tot citim și a dat seama că vrea și că poate să înceapă să scrie. Și a început să facă lucrul acesta. Asta pentru mine e un semn că, în general, cu marii scriitori, lucrurile stau cam așa. Literatura îi alege pe ei și nu ei aleg neapărat literatura. Povestea acestui roman este o poveste care vine cumva simetric cu povestea acestui destin al lui. Dacă el a așteptat atât de mult până să înceapă să scrie, acest roman a așteptat la rândul lui foarte mult până să înceapă să fie scris. Cu 20 de ani înainte să-l scrie, George Saunders s-a plimbat cu familia lui printr-un cimitir din Washington și la un moment dat o verișoară de-a lui i-a arătat undeva pe o colină o criptă și i-a spus, uite, acolo a fost înmormântat copilul lui Lincoln. Abraham Lincoln, președintele american, în primul an de mandat, în 1862, a pierdut un copil. Copilul lui avea 12 ani, a murit. Și verișoara lui a spus, uite, acolo a fost îngropat și se spune că după ce a murit și după ce a fost copilul îngropat acolo, Lincoln venea noaptea și stătea într-o suferință extraordinară, petrecea ore în șir, de nu cumva nopți în șir, suspinând la mormântul fiului lui. În acel moment, în mintea lui George Saunders, a apărut o imagine. El spune că a fost o imagine, un cuplaj bizar între memorialul Lincoln și Pietà. Cunoașteți memorialul Lincoln de la Washington? Probabil nu se referea scriitorul chiar la memorial, ci se referea la statuia lui Lincoln din interiorul memorialului. Acolo știți că un soclu enorm ridicat la vreo 9 metri de la pământ, se găsește această statuie a lui Lincoln care șade într-un jilț aproape un tron. Statuia însă și înaltă și ea de vreo 6 metri și Lincoln stă acolo, privește cu o față serioasă, gravă, drept înainte, drept spre viitor a vrut artistul, iar pe jilțul pe care stă se află steagul american. Bine, acest cuplaj cu Pietà, vă amintiți evident imaginea capodoperei lui Michelangelo de la San Pietro, unde avem pe Maica Domnului care își ține fiul mort în brațe și îl privește cu o stranie seninătate și în același timp cu o tristețe profundă, extraordinară. E bine, acest cuplaj între Lincoln, cel de la memorial, și figura părintelui care își vede copilul mort și îl ține în brațe, s-a suprapus cumva în mintea lui Saunders. E bine, imaginea asta a stat acolo 20 de ani. Au trecut 20 de ani până când Saunders a început să scrie ceva, și anume acest roman, declanșat de această imagine, de acest joc extraordinar al minții lui, până la urmă mintea unui mare scriitor. Acum, această anecdotă sigur că poate explica gestația romanului, cum și de unde a apărut această carte, dar această anecdotă este poate și cheia cea mai potrivită ca să pătrundem în această carte, care altfel nu e ușor de citit.
Nu e una din acele cărți pe care le iei seara înainte de culcare, te întinzi în pat și curg frumos pagină după pagină și la un moment dat, când mintea ta e deja antrenată și liniștită și tu însuți ești mulțumit de modul în care îți merge mintea, picotești și adormi. Nu e genul ăsta de carte, e o carte care solicită, te solicită deopotrivă intelectual și emoțional, solicită o minte alertă, pentru că ea, din punct de vedere tehnic, să spun așa, este alcătuită dintr-o grămadă de pasaje din presa vremii. Cartea se petrece, practic, acțiunea într-o singură noapte. E vorba de noaptea în care Lincoln se duce la, în 1862, la mormântul fiului lui. Acum, de ce Lincoln in the Bardo? Bardo, trebuie să știți că autorul, deși născut catolic, de câțiva ani practică budismul. În budismul tibetan, Bardo este numele acelui interval pe care sufletul îl petrece după moarte până la momentul la care se decide în ce anume se reîncarnează. Cum știți, ideea lor în esență este aceea că omul după ce moare, în funcție de modul în care și-a ispășit păcatele sau nu, se reîncarnează în diverse ființe, poate fi o râmă, poate fi un porc sau dimpotrivă, poate fi un sfânt, poate fi un om curat. E bine, în acest interval care se cheamă Bardo, sufletele, vă dați seama că stau într-o anumită agitațiune, așteaptă lucruri, sufletul tânărului, copilului se află acolo și cimitirul, noaptea, este de fapt locul în care o grămadă de alte suflete care se află acolo își spun povestea într-o relație extrem de interesantă cu Lincoln. Lincoln ajunge să aibă acces la acest teritoriu intermediar prin suferință. Cartea, până la urmă, este o carte care explorează suferința și anume suferința în această variantă a ei extrem de puternică. Suferința unui părinte care pierde un copil la 12 ani. Acum, Abraham Lincoln, pe care o să-l găsiți aici, este poate un pic altfel decât cel pe care îl știm sau pe care îl știți. Știți că el este deja în Statele Unite ale Americii un mit politic. Mitul politic este acela care transcede, a cărui legendă transcede cadrul strâmb al propriului său partid. Cine mai știe astăzi dacă Lincoln a fost republican sau democrat? A fost republican. Dar în acest moment toată lumea americană se raportează la Lincoln. Asta înseamnă că a devenit un mit politic. Vorbele lui, acțiunile lui sunt asumate de politicieni din tot spectrul politic american și nimeni nu le reproșează. Stai, domne, că Lincoln nu era de-al tău, era de-al lor. E bine, acest om era un personaj extrem de aparte. Avea 1,93 m și 90 de kilograme. Era, până și după standardele noastre de azi, un om voinic, un om zdravă. Și acest om a fost autodidact. Era un om de o inteligență sclipitoare, extraordinară. Asta i-a și permis să fie un retor foarte bun. Dar în același timp era un om apăsat în permanență de o tristețe anume. Și părerea mea este că Lincoln era un om fundamental trist pentru că a fost un om care în preajma lui moartea s-a făcut simțită tot timpul. Vă zic că când el avea 9 ani, i-a murit mama. Când el avea 19 ani, i-a murit sora în timp ce năștea un copil care și el a fost un copil născut mort. La 41 de ani i-a murit un copil, la 51 de ani a murit al doilea copil. În plus, Lincoln mai avea, pe lângă această tristețe, o trăsătură pe care eu vreau să o subliniez, deși poate nu reiese neapărat din carte, dar care e cumva extrem de interesantă în binom cu tristețea. Era un om cu umor. Lincoln era urât sau trecea printre contemporanii lui drept un om urât. Și el însuși avea capacitatea, fiind un om extrem de inteligent, cum spuneam, să fie autoironic. Știți că autoironia este dovada unei inteligențe extraordinare. Autoironia este un joc pe sârmă extrem de riscant, în care imediat poți să cazi și să te faci de râs, dar dacă știi să-l joci, este impecabil, este imbatabil și îți conferă ție ca personalitate, până la urmă,
una dintre cele mai interesante căi spre succes. De bine, Lincoln era un om care practica autoironia. Am găsit la un moment dat că el însuși făcea glume despre propria lui urățenie. La un moment dat el povestea apropiaților că se plimba într-o pădure și deodată a apărut o doamnă care călărea și calul în galop, doamna cu cal, fine, l-au văzut, calul s-a oprit brusc, speriat, acabrat, doamna s-a speriat la rândul ei, în fine, abia și-a putut ține în frâu calul și s-a uitat la Lincoln și i-a spus: domnule, dar ești foarte urât. Și Lincoln i-a spus: da, dar n-am ce face, asta e. Și femeia a spus: ba nu, ai ce face, stai Dumnezeule acasă, nu mai ieși pe stradă. Bine, omul povestea despre el însuși asemenea anecdote, sigur că lumea se amuza, lumea râdea, dar din perspectiva noastră de astăzi, asta face dovada unei calități umane cu totul și cu totul excepționale. Spuneam că această carte este o carte a suferinței, o carte despre suferință și o carte care, până la urmă, îți arată ce poate face suferința cu tine. Te poate duce în această lume, acolo unde se află ființa a cărei moarte ți-a produs suferința. Sigur că este, până la urmă, și o meditație despre moarte. Este o meditație despre moarte într-un teritoriu al ambiguității. Acest bardo e un teritoriu al ambiguității. Nu ești nici pe deplin mort, nici pe deplin viu, nu știi bine ce urmează să ți se întâmple și adesea pentru lucrurile cele mai certe în viața asta și nimic nu mai e cert pentru viața noastră, ne mai cert decât moartea, adesea despre aceste lucruri poți vorbi cel mai bine tocmai plasându-te într-un teritoriu al ambiguității. Tocmai pentru că certitudinile sunt atât de puternice, încât e extrem de riscant să le așezi în formule. De altfel, această carte despre suferință îți mai arată și acest fapt minunat, că suferința îți deschide porțile sufletului spre dimensiuni, spre un potențial pe care nu l-ai fi niciodată anticipat. Lincoln in the Bardo este o carte ca un lung și profund suspin și este o carte pe care, dacă vreți, o puteți citi nu neapărat sau și într-o altă cheie decât asta. Puteți la un moment dat să faceți legătura între deciziile pe care marele președinte Abraham Lincoln le-a luat după 1862, după ce a trecut prin această tragedie, și ce îi se întâmplă aici. Pentru că, până la urmă, Lincoln a fost promotorul unui tip de libertate care era puțin cunoscut în America și probabil în lume în acel moment. Lincoln a fost promotorul unei gândiri eticiste, moraliste, care iarăși nu era foarte obișnuită pe atunci. Vă reamintesc că el este probabil primul președinte care dă importanță declarației de independență, importanță egală cu importanța Constituției Statelor Unite ale Americii, și cei care sunt cumva familiarizați cu acest raport între aceste două texte fundamentale înțeleg ce vreau să spun. Constituția Statelor Unite ale Americii este un monument de legalitate, în vreme ce declarația de independență este un monument de moralitate. Și Lincoln este cel care le pune pe același plan. E bine, puteți gândi, dacă vreți, în funcție de ce veți descoperi că se întâmplă lui Abraham Lincoln în această carte, și proiecția acțiunilor lui viitoare și a întregii lui gândiri. Pentru că, până la urmă, din suferință se poate naște, iată, nu numai un tip de empatie și nu numai un tip de înțelegere profundă, specială a vieții și a morții, ci poate și o viziune socială și politică. Vă mulțumesc mult și vă îndemn să citiți această carte. Mulțumesc foarte mult! Cred că nimeni nu știe mai bine acest roman decât traducătorul lui. Și când traducătorul lui e dublat de un mare scriitor, cred că opinia și viziunea lui sunt esențiale și sunt cele care vă vor interesa în mod deosebit în minutele care urmează. Radu Paraschivescu. Da, mulțumesc!
sper să rămâneți, sper să nu plecați. Știți că în telenovelele mexicane care se vedeau la noi acum 25 de ani, se schimbau personajele feminine și mustăciosul care era cuceritor, nu-i cazul meu, rămânea acolo și își mai schimba un tricou, pantaloni, șosetele. Seve Voinescu și cu mine o să rămânem. Și după lansarea asta, Denisa Comănescu nu o să mai fie, o să vină altcineva și nu oricine, o să vină Andrei Șerban. Și vă rog să rămâneți, o să fie interesant. Acum, s-ar putea ca George Saunders să știe romanul chiar mai bine decât mine, adică sunt dispus să-i acord povestea asta. Îl știu destul de bine și știu câteva lucruri care m-au frapat pe măsură ce am început să traduc. Despre unul dintre ele va vorbi deja Sever, despre felul în care Joe Saunders a migrat de la o meserie la alta, despre felul în care și-a dus viața la cote imprevizibile până la un punct. La un moment dat a ajuns să lucreze într-o mină. Povestea asta mi l-a evocat pe Bohumil Hrabal, care la un moment dat a fost împins într-o mină, într-un context politic care diferă radical de cel în care funcționează George Saunders. Pe urmă, Denisa Comănescu a vorbit despre Man Booker, care nu mai este o afacere englezească, deși inițial fusese. Da. Întrebarea este de ce? Poate pentru că juriile încep să se uite cu ochii mai bine calibrați asupra tipului acesta de scriitură, o scriitură polifonică, o scriitură care te scoate din tipar și din rutină. Scriitorii britanici sunt minunați, eu v-am tradus din suta aia, 3/4 sunt scriitori britanici, dar ei au o anumită formă de rigoare și un anumit tipar, în care este ceva mai greu, în afară de Salman Rushdie, care e al lumii, nu e al Angliei. Dar în rest, un Jonathan Coe, un Julian Barnes, un David Lodge, un Malcolm Bradbury și ceilalți, chiar și Martin Amis, sunt recognoscibili. Ei bine, George Saunders e greu de recunoscut și greu de comparat cu sine, pentru că seria de povestiri despre care va vorbi Denisa Comănescu, 10 decembrie, nu are nicio legătură cu Lincoln între vieți. Deci par scrise de doi oameni care cu totul întâmplător îi cheamă la fel. Nu există punct comun între povestirile acelea ca niște pumni în plex, povestirile actuale scrise într-un ritm foarte snappy, așa foarte scurt, și această carte de o polifonie perfectă și de o aluzie dantescă foarte bogată. Sunt multe aluzii, multe trimiteri la bolgiile dantești. Așa se face că anul trecut, mi se pare că Paul Beatty a luat Man Booker Prize pentru o carte Io contra Statele Unite ale Americii, care într-adevăr iese din tipar și a mai fost pe listele de Man Booker Prize asemenea cărți. Lincoln între vieți e o carte pe care hâtrii o numesc roman bigudiu, adică roman care îți pune părul pe moață, roman care te obligă să te tunzi foarte scurt sau să te razi în cap. Eu n-am făcut-o pentru că îmi place genul ăsta de carte care nu te lasă să devii letargic. Sunt cărți, sunt romane post-victoriene sau victoriene, asupra cărora picotești în timp ce citești, câteodată chiar în timp ce traduci. E, aici trebuie să fii cu toate simțurile în alertă și nu te poți lăsa confiscat de ceva din jurul tău, pentru că îți poate fi fatal. M-am apropiat cu relativ sfială de cartea asta, cu bucuria de a traduce un roman polifonic, mai ales că sunt coleg de birou cu autorul unui roman polifonic apărut cu vreun an și jumătate în urmă, Vlad Zografi, Efecte secundare ale vieții. Acolo erau 5 voci excelent controlate, aici sunt câteva zeci de voci la fel de bine controlate. Sunt 3 personaje care sunt un fel de raconteuri, unul cheamă Hans Vollmann, are vreo 46 de ani și se căsătorește cu o fată de 18 și taman în noaptea nunții se întâmplă un pocino care îl trimite în cimitir. Un anume Roger Bivins, al treilea, care joacă pe lângă Hans Vollmann rolul pe care îl juca Waldorf pe lângă Stadler în Muppets. Și în fine un al treilea, reverendul Everly Thomas, care este cel care dă o armătură teologic prețioasă întâmplărilor pe care le descriu ceilalți doi pe un alt tip de discurs. E o carte și despre discursul, și despre felul în care se scrie o carte, și despre plămada unui asemenea roman.